Întotdeauna stau și mă gândesc când întâlnesc un om mai bun decât mine. Oare ce aș putea să-l întreb eu astfel încât să mă convingă să mă umplu și eu de bunătate, dragi prieteni? Ileana Rusu sunt, începe vorbe cu minte și maxima zilei de astăzi este următoarea. Bunătatea este fondul sufletelor noastre. Victor Hugo spune asta și am ales-o special pentru invitata noastră de astăzi. Este o fată tare frumușică. De la Geamăna, de la Iași, Tatiana Rusu, președinta fundației sau directoarea fundației de caritate în Charity. Bună seara, bine venit la Vorbe cu Minte. Bine v-am găsit. Ești ieșeancă sau ești gemăneancă? Sau ești nemțoaică? Sau ești ce? Încă nu știu locul, de-abia să zicem că l-am găsit, pentru că după 10 de ani de Germania... 10 ani stat acolo. 10 ani de Germania ne-am stabilit de curând la Iași. Sunt câte puțin din fiecare, toate. Da, din toate, pentru că anii și-au lăsat amprenta în sufletul meu și sunt ok cu asta. Ți-ai urmat soțul la Iași, să înțeleg, că ai venit pe bărbat, nu? Nu, a venit el după mine. Soțul meu e din Suceava și mai mult... Tot moldovean, într-un fel, da. Tot, dar mai mult am insistat eu să ne întoarcem decât el. Așa de că... ce? Să fii mai aproape de casă, de țară, de ce? Mai aproape de țară și mai aproape de Fundația Micerit, care în ultimul timp foarte tare îmi cerea prezența aici și aveam un zbor pe lună, cred că, sau chiar mai mult decât uneori. Era un efort considerabil pentru mine, dar și mai mare era pentru copilul meu, pentru fiind mică, trebuia să o port cu mine aproape la fiecare zbor. Tatiana, tu ai o carieră tare interesantă. Tu ai început cu educatoare, după asta ai fost... operator la o stație PECO, da? Da. După asta ai fost antreprenor, după asta chelner și acum director. Cum ai ajuns educatoare? Hai să începem cu asta. Mi-am format studiile pedagogice la Botoșani. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, foarte mult a ținut ca eu să fac studiile în România, pentru că din auzite sau el era tare încredințat că nivelul studiilor în România sunt mult mai mari decât la noi. Și astfel am ajuns și am terminat liceul pedagogic acolo, însă n-am mai vrut să continui. De ce pe această cale? N-a fost pedagogia pentru tine? Nu că nu era. M-am întors aici ca să nu mi-am continuat studiile acolo mai departe, cele universitare. Adică am ales să mă întorc în țară și să lucrez. Și părinții mei nu erau chiar bine financiar încât să mă întrețină încă 4 ani de universitate și atunci am decis că nu, merg să lucrez și să mă întrețin singură. Doar că salariul pe atunci, ca și educator începător, era unul foarte mic. Mai mult mă costa chiria în Chișinău decât salariul meu de educator și după 2 ani am renunțat. Și ai ajuns operator la un ghișeu de stație PECO? Da. Cu studii, adică da. Venită de la Gulerașe Albe și nu știu ce. Dar nu cred că era o muncă. Să știți că fiecare muncă pe care am dus-o, toate m-au format omul care sunt astăzi. Pentru că director, ok, ești director, dar e mai mult un titlu decât. Da, dar că... când te uiți și ești la urmă director, vai, stai o clipă. Nu, eu cred că oricum funcția schimbă și atitudinea omului din jur față de tine. Chiar și pe tine te schimbă, nu? Poate, dar nu. Pe mine nu m-a schimbat funcția pentru că e o mai mare responsabilitate. Ai. Da, pentru că atunci când lucrezi tu la cineva, atunci tu ai venit seara acasă și te-ai culcat și ai lăsat munca în spate. La mine munca eu o duc întotdeauna ca poșetă. 24 din 24 și lucrul ăsta face mult mai dificil. Dar cred că toate celelalte profesii care le-am avut, toate celelalte locuri de muncă, da. Frapie, am înțeles că ești asta făcut, frapie. Da. Chiar am făcut, dar nu-mi place să-l beau. Nu-mi place. Toate m-au format ca să pot duce încărcătura unui director, ca să spunem. Da, dar este o cale pe care ți-ai ales-o tu. Da. Nu ți-ai impus-o nimeni. Nu. Unde s-a trezit în tine această sămânță de caritate? Nu în Germania cumva? În Germania am început, am avut câteva tentative fiind aici în Moldova, chiar când eram educătoare. Și apoi la PECO, dar mi-a fost foarte greu. Și cred că eram și destul de tinerică încât să-mi asum. E o muncă nobilă, e o muncă, o activitate frumoasă. Dar vine cu multe sacrificii, pentru că e timp liber, sunt mai multe care vin la pachet
Și atunci mai vine în afară de renunțare la timpul liber și la familie? Se mai întâmplă ceva, nu știu, la nivel psihologic? Nu trăiai cumva cu impresia că aceste acțiuni de a solicita donații seamănă cumva cu cerșitul? Ai avut vreodată chestia asta pe cuvânt? Ba da, inițial, noi când am început, eu am început doar cu lucruri materiale, ceea ce era îngrăcăminte, așa, nu vroiam, pentru că știam donațiile financiare întotdeauna atrag și probleme. Unii sunt bani, acolo sunt și probleme. Și nu eram suficient de matur sau nu aveam experiența suficientă prin care să-mi asum această responsabilitate. Pe urmă mi-am asumat-o și pe aceasta într-un fel neavând de ales. Ba, de fapt, întotdeauna nu avem de ales. De ales așa întotdeauna avem de ales. Atunci, cred că am ales să-mi asum, pentru că era vorba să salvez sau ajut un om care mai târziu mi-a devenit parte din familie, ca să zic așa. Este vorba despre cine? Ludmila Gavriluță. Am auzit. Ea a fost prima fetiță, prima persoană pentru care eu am colectat bani. Din păcate, în zadar, poate, pentru că a pierdut lupta, dar măcar i-am prelungit viața cu încă 3 ani, în timp în care a mai reușit să-și crească fetița sau să o vadă crescând cât de cât. A fost o poveste și un șocale care m-a marcat. Ludmila, inclusiv, foarte mult m-a susținut, că uneori nu mai știam, o susțin eu pe ea sau ea pe mine. Ea avea cancer, nu? Da. Uh-huh. S-a tratat în Turcia, apoi a plecat în Italia și, da, după 3 ani a terminat povestea ei în Italia, doar că și-a pus aprenta pe mine și m-a făcut, pentru că atunci când am preluat cazul ei, nu aveam tangență, nu știam cum duce o astfel de luptă, dacă eu psihologic fac față, pentru că una e să strângi niște haine pentru niște copii și alta e să vezi un om care moare să-ți bate, ta, da. Și dacă o să poți tu duci încărcătura asta sau nu. Și atunci mi-am făcut o promisiune față de Doamne, am zis că dacă ea scapă, atunci nu refuz pe nimeni în a ajuta. Dar tu creezi impresia de un om foarte empatic și sensibil. De ce te-ai băgat după asta în cazuri tot foarte grave? Pentru că n-am mai putut să le refuz. Și mi-am dat seama că e posibilitatea mea, adică nu știu dacă îi salvez sau ajut la salvarea lor sau așa, dar eu ca om, împlinire sufletească și liniștea mea sufletească, eu știu că eu am făcut ceva pentru acel om. Nu știu dacă suficient sau prea puțin sau prea mult, dar am făcut ceva și asta eu cred că mă hrănesc cu asta. Că cu știu că am putut face ceva și m-am implicat. Nu am ales să stau deoparte și să privesc. Deci până la urmă totuși tu ai un beneficiu din tot ce faci, așa? Da, tu spuneai într-un interviu, dă-mi voi, te rog să te citez, binefacere înseamnă să faci un bine fără să aștepți răsplata. Corect. Răsplata tu ți-o obții singură față de tine? Sufletul meu. Mm-hmm. Un păcat la sfârșit de zi. Cineva, chiar și un părinte spunea că noi facem bine pentru noi. Corect. Adică tu ești conștientă de faptul că tu faci bine pentru că să fii, nu știu, să te simți tu bine cu tine. Totdeauna am zis-o, pentru că noi toți avem nevoie, fiecare și astea, de curs de o zi tu ai multe nevoi, să zicem, și financiare și materiale și de dragoste și de atenție și sufletească și nu știu cum. Pe partea asta o iau de aici, din fundație, pentru că e extraordinar să te înconjori cu oameni care au nevoie de tine, dar care te învață mult mai multe și îți dau un, nu știu dacă în schimb. Nu știu, cazurile te găsesc ele pe tine sau tu le descoperi? Nu, aici deja la început, de fapt de la început, Ludmila, am început cu Ludmila, deja a început și campania Adoptă un bătrân, pentru că Adoptă un bătrân a fost mai înainte de toate. Adoptă un bătrân care a început de fapt la mine în sat. 7 ani în urmă. 7 ani în urmă în satul Cicileni. O campanie extraordinară, eu am o sensibilitate aparte pentru bătrâni, deci probabil pentru că nu am bunicii de foarte mult timp alături de mine și mai am căutat să am alți bunici. Și restul cazurilor, deja după Ludmila, pentru că atunci când un om aflat în necaz sau are nevoie de ajutor, mai ales acum cu informația aceasta și rețele de socializare, atunci se răspândește informația sau atunci când au nevoie, deja caută ei cine poate să mă ajute sau ce să fac sau de unde. Și acum deja lumea ne caută. Fundația ta n-are mult timp de când există pe piață? Nu, fundația este din site-ul în sine deschis în 2020, iar fundația a fost o consecință a site-ului și e format în 2021. Cum se deschide o fundație de caritate? Ce presupune legea? Ce vă oferă legea? Care este cadrul legal? Care sunt pașii pentru a lansa o fundație de caritate? Este destul de nevoios, pentru că birocrația la noi în țară dă bătăi de cap. Am inițial am început în
2021, în ianuarie sau februarie, în februarie am venit cu fetița de 3 luni acasă și ca să merg. După 5 zile, cred că, de umblătură prin cabinete. La noi, Moldova. Da, deci da, ea da. Și are aici oficiul, aici este patria, da, da, în da, ceret da, este... Da, da, da. 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 În Republica Moldova. Și după... Dar te întrebau ce? Ce spuneau, de, nu știu, aveam actele, dar era gen, aici nu era completat corect, te trimitea în alt cabinet sau în alt, la alt profesionalist și eram tot așa. Și era frig și era nevoios și copilul, pentru că o purtam în maxicoză după mine și după 5 zile am renunțat. Am zis că nu mi-e trebuie nicio fundație, nimica. Plec. Dar ilegal n-aveai de gând să activezi, n-ai cum, da. Nu ai cum și nici nu. Vrei până la urmă, faci un bine, dar vrei să dormi liniștit seara. Nu am căutat niciodată asta și noi suntem maxim de transparenți și totul a fost gândit încă din primele zile, pentru că în 2015, când am fost antreprenor, cred că... Da, 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 ai fost antreprenor, ai avut un butic, ce vindeai acolo? Haine, damă, vestimentație. Mm. Și după 5 luni, pentru că nu am fost pregătită și nu am fost destul de informată și nici specializată în domeniu, am fost doar o idee. Nu. Am renunțat deja pentru că intrasem în datorii foarte mari și am renunțat și am plecat în Germania atunci. Dar deja atunci când am deschis fundația, deja știam, trecusem prin experiența asta. Iată de asta și zic că toată fiecare etapă în viața mea m-a format pentru calea care o am acum. O caritate este sau nu este un business, Tatiana? Nu este. Nici pe departe? Nu. Depinde de cine îl face și cum îl face. De ce atunci există foarte multe nume din Republica Moldova, din caritate, care afișează o viață de lux, care îl place să spună lumii că, vai, uite ce cadou mi-a dăruit soțul, ce am cumpărat, ce am făcut, de ce? Eu cred că asta ține de propria persoană, de cum ești format tu sau educația ta sau tu ca om, cum ești din afară. Că nu sunt toți la fel sau nu toți își expun viața sau nu toți. Eu nu zic, și mie îmi place, ok, sunt, dar nu am viața asta de lux. Dar nu am timp nici să o afișez, dacă sincer. Chiar ieri ieșisem cu o prietenă care nu ne-am văzut 6 ani și ne-am dat seama că nu am făcut măcar o poză ca peste ani să o avem, că nu știm când ne mai revedem, pentru că atât de prețios este timpul alături atât de persoane. Atât de ocupată chiar ești? Chiar atât? Este totul contra cronometru, da, la tine? Da, da. Păi, dar ce faci? În ce constă activitatea ta? Constă în foarte multă implicare. Ceea ce eu mi-o asum. Tu mergi la oamenii care ar putea dona, da, bani? Deci tu bați la ușă. Bați la ușă, să zicem, la unele organizații. Sau iată cum vine evenimentul totului prin e-mail-uri, da, prin căutare. Frumusețe cum... fără limite. Va fi un, da, eveniment în septembrie. Discutăm despre el un pic mai târziu. Dar e mai multă implicare decât îmi cere funcția mea. Și îmi place să o fac cu mâinile mele, pentru că atunci când... Când ai încredere în nimeni. Da, ce ai făcut cu mâna mea, eu zic cu mâna mea. Deși am o echipă și îmi place să vorbesc asta acum la timpul prezent, de o echipă care se încheagă foarte frumos, în care am început să dau din obligațiile mele și din sarcinile mele. Fac voluntariat sau sunt plătiți? Sunt achitați. Uh-huh. Sunt achitați, un salariu minim, ca să spunem așa, dar ce fac ele, pentru că, de exemplu, fetița din oficiu are 4 ore doar achitate, dar dacă eu am cerut sau a fost contactată peste program de cineva, eu nu o să zică niciodată nu, sau iată, astăzi noi am fost și am cumpărat rechizite pentru și... niște copii, probabil, da? Da, pentru o familie cu 4 copii, am fost și am echipat de sus până jos, am îmbrăcat ca să meargă la școală și am ieșit împreună. Aceasta a fost responsabilitatea mea, într-un fel, m-am asumat-o cu, ok, eu astăzi am să ies și muncesc, cu toate că este zi liberă, dar ea nici nu s-a pus în discuție, adică merg și eu, dacă cum e vorba de ieșit, atunci, tu, da. Banii personale investești în charity sau nu? Banii tăi personali sunt, de fapt, banii fundației? Nu, banii personali au fost mai multe investiții atunci când a fost cu zborurile. Pentru că toate călătoriile, practic, au fost achitate din resursele noastre familiale. Și aici am zis că ne oprim, pentru că ne oprim. Din ce în ce era solicitare de a zbura mai des. Și atunci știam că chiar și soțul meu, el lucrează în construcție. Și a lăsat fumat, apropo? Nu. Că ascultam într-un interviu, ați calculat cât costă fumatul soțului și... Da, da, da. Lupți cu el, nu? Poftim? Lupți cu el sau el lași totuși să-și savureze viciul? Nu, pentru că el lucrează greu, mi-a acceptat nebunia mea de a avea fundația și de a
împărți, de a mă împărți pe mine cu fundația, pentru că eu lipsesc foarte mult, eu la o sărbătoare, la o petrecere, eu stau cu telefonul în mână și atunci el mi-a acceptat nebunia mea, aceea de a vrea mai mult, de a mă oferi altora. Asta, tu crezi că asta e o nebunie? Sau e o acțiune a unui om lucid care se gândește că trebuie să existe și astfel de oameni. Da, dar trebuie să fie și o limită. Pentru că de-abia limita asta sau echilibrul ăsta între viața personală, trebuie să găsești și tu o balanță. Nu poți să te oferi fundație prea mult, pentru că pe urmă te pierzi pe tine și de fiecare dată tot ziceam că vezi diferite cazuri, vezi diferite oameni aflați în necesitate și îți pare că ai văzut totul și tot mai apar diferite boli, diferite urgențe și mai urgențe, grave, și, Doamne, mai grave, da. Și te mai gândești, dar oare cu ce mai poți mă surprinzi viața? Sau? Tatiana, dar tu nu obosești? Sunt mulți care îți scriu că au nevoie de ajutorul tău. Uite, sincer, săptămânal, cam câte mesaje primești? Nu știu, nu le număr. Sunt foarte multe, da. Așa-i? Și tu ești față de toate la fel? Adică nu te enervează, da, niciunul, nu te obosești? Nu, sunt, dar deja seara nu răspund. Aleg să nu răspund seara. La cele necunoscute, le las pentru a doua zi. Cei care sunt deja beneficiari și știu că e urgență, că e la un tratament, are nevoie de chimioterapie sau nu se simte bine sau e ceva, răspund. Dar încerc cumva să le așez așa pe răfturi. Și asta tot a venit cu timpul. Te-ai organizat. Da. Dar și tu încă alegi, nu, da, sunt la... Încă nu ești organizată 100%. Da, da, da. Încă mai învăț. Încă echilibrul caut, să, da, înțeleg. Îl caut și încă învăț, pentru că fiecare zi e o lecție, dacă sincer. Tu alegi, de fapt, cazurile în care să te implici? Nu le alegem. Nu. Nu, doar le verificăm. Mm-hmm. Dacă, așa, într-adevăr sunt reale sau nu. Ai dacă avut într-adevăr și fake-uri? E... Stai o clipă. Au fost cazuri de minciunele din astea grosolane? Nu, fake-uri, dar în care s-a profitat de bunătatea oamenilor. Și atunci am avut chiar și două judecăți. Chiar aveam întrebarea dacă s-a întâmplat să ajungi, da, prin judecată. Da, 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 da. Ne poți povesti în detalii, poate, unul dintre cazuri, fără să dai nume, fără să... Nu, era, aveau, și încă mai continuăm judecata, de fapt nu s-a terminat, o doamnă, da, diagnosticat cu cancer, într-adevăr e așa, doar că ea se trata în Germania, avea asigurare medicală, dar spunea că are nevoie de bani. Da, de bani. Și atunci, da, dona și dona, da, dar și noi dona. Suntem receptivi, pentru că eu înțeleg că avem foarte multe persoane care se tratează și pe Italia. În Italia, de exemplu, părinții, chiar dacă vorbim de un copil, un părinte stă cu copilul sau stau amândoi după gravitatea situației. Și sau care ei nu, nu mai lucrează de exact nu știu cât timp și nu mai se mai împrumută, golesc toate resursele, sunt care au vândut tot ce au putut și îți dai seama că la un moment dat pentru chiriile costă, medicamentele costă, eu țin minte și la Ludmila, Dumnezeu să o ierte, chimioterapia tale o primea gratuit, dar avea niște pastile care trebuia să le ia după chimioterapie și care costau 900 de euro. Știu, e grav cancerul, mai pui chirii, mai pui nu știu ce așa, trebuie și să te alimentezi. Cele mai grave cazuri sunt de fapt legate de cancer, Tatiana? Da. Sunt tot mai dese și mai frecvente. Mai dese timp și mai diferite tipuri de cancer. Agresive. Mai sunt și boli genetice care mai în ultimul timp au ieșit, au început să apară și iarăși sunt forme noi pe care nu le mai auzi și nu mai știu și sunt bani enormi care trebuie pentru tratament. Și te gândești cum o să facă, cum o să reziste părinții ăștia ca să se descurce sau să lupte, să găsești puterea aceea de a lupta, pentru că poți lupta. Au fost diferite cazuri când a fost vorba și de 1 milion de euro, de dolari. Adunate la voi pe cont? Nu, la noi nu, dar o mămică și atunci am zis că dacă a putut ea, înseamnă că poate oricine. Dar nu toți sunt la fel de puternici încât ca să se descurce. E o luptă foarte nevoioasă și foarte grea. Ca tu să ceri, să bați la toate ușile, să implori, să rogi și la noi mai este la concepția de la noi a moldoveanului de a să nu știi lumea că la tine e greu. Tu te răvășești de durere și de așa, dar n-ai să ceri. Să zâmbiești, să vii, da, cu zâmbetul, da, ăsta, da, da, afară. Că ce o să zică lumea, ce o să zică vecinii sau ce așa. Dar pe tine nu te mai interesează cu ce o să zică lumea. Mi-ai zis că de la o vârstă, ai zis că gata. Da, întotdeauna am sfătuit și pe ei, am zis că prioritar este viața. Da, tu voastră lupți pentru viața ta sau acelui drag și nu contează ceea ce zice lumea, pentru că chiar campaniile este de colectare de fonduri. Atât noi cât și cei care cer, doar nu bagă mâna la nimeni în buzunar. Totul vine binevol. Cine vrea ajută, cine nu, nu. Și am zis că nu întotdeauna contează. Nu
la câte cazuri sunt, tu nu poți chiar în fiecare zi să-i dai la fiecare, mai ales... Pe toată lumea nu poți salva. Nu poți salva și nu poți ajuta. Dar poți scrie un cuvânt bun acolo. Poți lăsa un mesaj de încurajare, pentru că luptele astea trebuie încurajare și trebuie un fel de spate care să-ți fie creat și spatele astea se creează de comunitățile care le creezi în jurul tău. Și e frumos. Eu nu era să continui dacă nu vedeam atâta lume frumoasă. Dar în tu jur. Plângi la anumite cazuri? Nu prea. Sau deja... A, deci tu ești o fată mai rigidă? Nu sunt rigidă, am doar... Am greșit eu când am zis că e prea sensibilă. M-am învățat să... Să te protejezi. Să mă protejez, dar și să-i protejez pe ei, pentru că ei, lumea apelează la mine pentru a-i ajuta. Și atunci eu vin ca o mână care îi ajută sau cineva care îi încurajează. Și dacă încep și eu a plânge și plâng și ei, atunci, nu știu. Aici mi-am pus așa o delimitare, că da, eu vin, sunt persoana care încurajează. Și atunci eu trebuie să fiu puternică pentru ei. Ești persoana puternică, ești persoana la o dată, dar în același timp ești persoană. Sunt absolut sigură că foarte mult hate și cuvinte. Da. S-a întâmplat să acționezi pe cineva judecată pentru calomniere. Ce e răspunsul? Da. Și am câștigat procesul. Tot că... aici la noi? Da. Împotriva cui? La început, încă nu era fundația, erau colectările astea de pe Facebook care deschise și era un băiat care nu mă întâlnisem niciodată față în față, nu mă cunoșteam. Am avut câteva discuții referitor la o campanie de caritate. Și după aceea m-am trezit peste noapte prin postări, în comentarii, urât, chiar urât era vorbit. Și prima dată era, pentru că era și în primii ani și avea impresia că dacă tu faci bine, nimeni nu o să vorbească de rău. Nu, și ești cumva protejat. Da. Eu nu știu, am impresia că așa e în toată lumea răutatea asta, nu? Oamenii sunt nascrei. Cum te nasc răi dacă tu ai spus că noi ne naștem buni? Stai o leacă, Tatiana. Cum ne naștem buni? De ce devenim răi? Sunt declarațiile ale tale. Noi ne naștem cu bunătatea. Noi ne naștem te naști cu bunătatea. Ce-i buni? Și ce-i răi să nasc cu răutatea. Dar tu crezi că sunt oameni care se nasc răi? Hai așa. Eu cred că nu au avut un exemplu sau nu au fost educați ca să devină buni. Crești și te dezvolți pe prisma la oamenii pe care ai alături. Și dacă o să ai în jurul tău persoane care întotdeauna să de a descuraja, de a invidia, de a arunca cu gunoi, noroi și tot ce vrei într-un om pentru, și eu cred că asta e dintr-o frustrare personală, atunci din aceia 5 oameni ai devii și tu unul exact ca ei. Dacă azi te înconjuri cu oamenii care sunt buni, poate tu nu ești tare, dar întotdeauna noi avem de ales lângă cine stăm, cu cine stăm, ce facem în timpul nostru liber sau nu. Întotdeauna e o alegere asta. Și chiar și inclusiv bunătatea sau răutatea. Noi alegem ce vrem să fim. Deci ce a fost cu băiatul care te-a calomniat atât de dur pe... Cum l-ai depistat? Avea nume, avea un profil real. Un profil real, da, și după aceea cineva mi-a arătat că uite ce scrie despre tine pe profile sau... Și atunci am avut o conversație în care nu știa să vă răspund destul de normal, ca să spunem, sau decent, cu cuvinte murdare și m-am lăsat pe gumbașă. Am zis că Dumnezeu cu tine, a mai trecut un oarecare timp, s-a uitat incidentul, a reapărut și mă gândeam, da, voi de ce nu l-ai blocat? Blochez aici, da, dar continuu și murdărește numele în altă parte, atunci da, și atunci am ales, eram și însărcinată. Stai o clipă, tu nu crezi că a fost cumva un trimis de cineva special ca să te denigreze? Nu. Există concurență pe piața de caritate? Nu ar trebui să fie, nu. Dar există sau nu? Monopol există sau nu? Nu. Nu, asta o spui tu. Nu, da, pentru că fiecare... Sunt foarte multe asociații, cu unele chiar colaborez și sunt unii care chiar mă inspiră. Și eu am pornit de la o doamnă care mă inspiră foarte mult în ceea ce face și cum face și o face și acum mai extraordinar de bine. Poți să ne spui numele? Cristina Masta Comerzan. Uh-huh. Și chiar la început eu și o întrebam, când aveam unele dubii sau nu știam cum să acționez în unele situații, întotdeauna am văzut-o într-o persoană care... pot apela la un sfat, știam negreșit cu o să mă învețe corect. Deci tu negi care exista monopol pe piață? Eu cred că se vrea iluzia sau de a fi, dar nu poate să fie. Eu mă țin pe aceea, în caritate nu există concurență. Din contra, dacă
ne-am unit toți unii cu alții, atunci lucrurile ar decurge mult mai ușor. De exemplu, ce nu faceți? Știi ce nu faceți? De ce nu faceți? Eu cu Cristina colaborez. Okay. Mai sunt unele asociații care colaborez, care am văzut că au aceleași principii. Aveți une asociațiilor de caritate, a fundațiilor de caritate? Nu. Nu există. Nu, deci voi sunteți fiecare pe... Fiecare, da, cu organizația sa, doar că, îți spun, eu m-am alipit sau cel puțin colaborez cu cei care știu că au aceleași principii cu mine sau cu care găsesc o vorbă bună sau care știu că, de la care am ce învăța. Eu întotdeauna am scaut oameni de la care am ce învăța ce și vă lua. Ce ai învățat de la răutăciosul acela de pe Facebook? Chiar sunt curioasă. Să nu fiu cu el? Cum? Deci l-ai acționat? Vrei să te rămâne povestea asta? L-am acționat în judecată, atunci mi-am dat seama că sunt oameni care, eu de exemplu, îmi zicea un cuvânt rău și eu dacă îi răspundeam înapoi, mai aruncam că vreo 10. Mult, da. Și am zis că ăștia oameni trebuie lăsați în pace în negreața lor și în răutatea lor, dar totuși îmi este pătat numele meu și nu sunt de acord cu asta. Și atunci am ales calea cea mai sigură în care eram protejată eu de tot scandalul sau de toată implicarea aceasta de schimb verbal. Cum se face? Cu screenshot-uri? Că azi orice persoană publică poate fi țintă. Screenshot-uri, avocat bun. Screenshot-uri, da, pentru că toate astea, toate sunt probe. Deși lumea este destul de naivă să creadă că sunt protejați de un ecran a telefonului. Mm-mm. Că poți arunci acolo tot ce vrei și tu ai scăpat și ai plecat și ți-ai trăit viața, de fapt nu este așa. Există o consecință pentru orice. Legea bumerangului funcționează și asta, dar și o consecință juridică pe care tot ar trebui să o spun. A pierdut procesul. A pierdut procesul, dar... Cât ai cerut, apropo, de spăgubiri? Nu mai ce știu. Sumă? 20.000 de lei, dacă nu greșesc. Mm-hmm. Încă nu mi-a plătit. Dar te-ai întâlnit cu el tet-a-tet? L-ai văzut? Nu, l-am văzut undeva de departe, dar nu. Pentru că eu mi-am băgat o barieră, știu că am câștigat, eu sunt ok cu mine, el va fi pedepsit, va primi pedeapsa și va trebui să pagubă asta morală să o întoarcă cu timpul, dar nu. M-am învățat să mă protejez și să am grijă de mine. Pentru că atâta timp cât le atragi lor atenția, atunci tu te dezbați de la lucrul tău. Care... Devii ca și ei oare? Nu știu dacă devii, dar nu-ți mai faci, omiți lucrurile tale, deci, la care moment, nu-i importante. Poți intra, poți atât de tare să nu te diferențiezi de ei, că lumea să mai poate face diferența. Așa? Adică ajungi să fii, dacă te iei cu un prost, vorba vine, te faci mai prost decât el, dragi prieteni, revenim după o scurtă pauză publicitară. Da, cu florile în mână, îi spun regiei, aduse de frumoasă Tatiana Rusu, directoarea Fundației de Caritate M. Charity. Le pun aici, mulțumesc pentru atmosfera de sărbătoare. Drăguța mea, tu spuneai că femeile fericite, oamenii fericiți citesc și beau cafea. Da. Tu câte cafele pe zi bei? 2 minim. Înseamnă asta o doză minimă de fericire sau înseamnă că... E timpul meu. E timpul tău. Acela e timpul meu. Întotdeauna mi-am băut cafeaua în liniște și tihnă. Și acelea sunt minutele în care lumea se învârte împrejurul meu, nu eu în jurul lumii. Că durează câteva minute, că durează jumătate de oră, acela e timpul meu. Pentru că peste zi nu știu ce fel de zi voi avea. Sunt o persoană organizată care îmi planific minuțios timpul. Dar pe cât de minuțios îl planific, pe atâta se poate duce totul. Da, cap, așa e, da. Cap. Și de obicei eu am o zi planificată, dar niciodată cred că n-a decurs cap-coadă așa cum am planificat-o eu. Tot tu spuneai că ție nu ți-este rușine și o poți face și ai destul tupeu să stai la o masă cu oamenii care nu te plac și se uită cumva stângaci la tine. Nu te deranjează să stai la o masă cu oamenii care nu te plac? Nu cred că aș sta acolo. Dacă nu este măcar unul care să-l respect și să, pentru respectul lui să pot sta deci acolo. Deci te citez. Nu mi-este frică să înfrunt lumea și nu voi sta la masă cu cineva care nu mă respectă. Dar de unde simți cine te respectă? De unde știi cine te respectă și cine nu? Privirea. Omul. Omul se citește după privire. Tu ai învățat să citești oamenii. Cum ți-i alegi?
Nu mi-aleg. Totuși, în ultimul timp, mă consider o norocasă și Dumnezeu mi-a trimit în cale pe cei mai buni, sincer. Câteodată mai îmi da și unul așa, dar cred că întotdeauna oamenii răi, ca să, nu știu dacă e răi, nu știu, oamenii nepotriviți vin pentru a ne învăța ceva. Și eu sunt recunoscătoare și lor. Câteodată un om nepotrivit te face să-l prețuiești mai mult pe cel care este potrivit sau bun sau care poate nu i-a acordat suficientă atenție. Și tu? Nu mai sunt. M-a călit foarte mult acești ani de activitate. Și atunci când tu ești înconjurat de durere, speranță, divinitate, credință, sunt foarte multe lucruri pe zi. Dar nu poți fără ele. Deci să fii ateu și să te ocupi de caritate nu poți? Este imposibil fără o credință? Să faci bine? Nu știu, eu nu cred că asta ține de religie. Bunătatea se naște în om și o cultiv pe parcurs, dar nu ține de religie. Fiecare, adică eu am văzut, este o persoană care o urmăresc în România. Este implicată foarte mult în activități și nu este... Și nu umblă cu crucea după sine și cu icoanele, da. Nu vine vorba de religie aici. Fiecare om și naționalitatea, iarăși, sau statutul social... Oamenii buni sunt oameni buni. Sunt peste atât. Tot. Da. Uite, cum este un neamț bun, spre deosebire de un moldovean bun? Un neamț bun? Da. Păi pentru că ei par atât de reci. Nu. Noi am întâlnit, chiar am un cumătru neamț, care este foarte o față luminoasă și întotdeauna primitor și întotdeauna cu masa exact așa ca și la noi. Și prehânză doici. Ein bisschen. Un poco, adică ai învățat și nemțiești, ai învățat și... A trebuit, da, pentru că dacă vrei să locuiești într-o țară, trebuie să accepti tradițiile sau să le cultura, da, limba cea care da, te-a găzduit. O să rectific. Cine este mai dispus să ofere, să facă un act de caritate? Un neamț bun sau un moldovean bun? Dar nu ține de naționalitate. Nu ține de noi. Uite, cele mai mari donații, cine le face, de fapt? Se fac de către moldoveni, pentru că noi suntem mai mult în vizorul moldovenilor. Adică noi n-am fost... Diaspora este implicată. Diaspora, cei de acasă, toți. Nu este ca cei din diaspora mai mult, ca cei din acasă mai puțin, nu. Oamenii deopotrivă. Avem și români implicați în campaniile de iarnă, de foarte multe, cred că avem 5 ani, în care din Germania... români și moldoveni fac pachete pentru copii și le trimitem în țară. Avem din Spania, în proiectul Adopt un bătrân, acum vreo 3 sau 4 ani, era chiar un spaniol implicat. Nu ținem. Religia, naționalitatea și astea nu țin. Adopt un bătrân deja a devenit parte din MCRT, așa? Da. Le-ai unit sub același acoperiș. Adopt un bătrân este un proiect pe care îl duce Fondația MCRT mai departe. Dragă mea, tu ai fost vreodată dezamăgită, trădată, nu știu. Da, tu tot repeți faptul că ești puternică. Uite, asta m-a ajutat să devin puternică. Dar care a fost momentul în care tu ai fost pur și simplu ruptă în bucăți? Decesul fratelui și a tatălui. S-a întâmplat foarte rapid, nu? Decesul fratelui e în decurs de 6 luni și mai mult era pentru că tot cancer și era una să ajuți pe alta, alta pe alții să fii nepoticioasă de a-l ajuta pe a tău. Și aici un pic cam încerci să vezi sau cel puțin spui lucrurile cap la cap, că ai făcut totul, că ai făcut suficient, că poate ai greșit undeva, poate au fost. Sunt niște lucruri pe care te lupți cu ele după și trebuie să găsești calea de acceptare ca să mergi mai departe. Am acceptat ceea ce s-a întâmplat, nu am fost pregătită pentru taică-meu, că o să fie tot atât de rapid. Tot cancer? Nu. Atac cerebral, dar se simțea undeva rău, îl vezi, dar punea mai mult în cârca anilor care trec decât faptul că este cu duce rău. Dar nu eram, la un an diferență a fost și adică prea, am rămas doar eu cu mama și asta e... Bine, astea au fost momentele în care pur și simplu ai fost fărâmată, dărâmată la pământ. Dar care au fost, nu știu, oamenii care ți-au aruncat cuțite în spate? Oamenii de care pe parcurs te-ai detașat, te-ai despărțit? Au fost și prieteni care credeai prieteni, pentru că până la urmă dacă nu mai
oameni cu care poate ai încercat să colaborezi, dar mi-am dat seama și oricum e inevitabil asta. Un om te decepționează pentru că aveai așteptări de la el. Și oricât ai vrea pe urmă zici că nu mai am așteptări la mine, oricum ajungi la aceea că tu oricum la cine nu te întâlnești sau ce nu se întâmplă, o mică așteptare acolo ai din toată relația sau din ceea ce se întâmplă ziua aceea sau din activități. Ceva, vrem, da, așa, da. Așteptăm ceva. Dar, măi, da. Și de aici aș decepțiile, dar m-au călit și început să mai devreme să spun că anume tot ceea ce trăiesc prin prisma la fundație și tot ceea ce văd zilnic, deja lucrurile astea mă lasă cumva mai indiferentă sau rece. Ok, s-a întâmplat, s-a întâmplat, mi-ai făcut rău, mi-ai făcut. În timp ce mi-ai făcut rău, nu mi-ai făcut doar mie, da. Ți-ai făcut și ție. Păi nu te poți aștepta la un moment dat că te poți trezi cu sufletul foarte rece, de fapt, nu? Nu, pentru că sunt înconjurată de alte mii de oameni buni și de toți, iată, chiar toți beneficiarii fundației, persoane cu dizabilități, persoane cu diferite boli, persoane care au diferite, sunt atât de calzi și au atâta nevoie, poate și de mine sau de ca eu să fiu bine. Tu spuneai, de fapt, că noi avem nevoie de ei, de oameni cu dizabilități. Da, da, de ce? Ce învățăm de la ei noi? Ei învață, iată, să nu atragă atenția la toate astea. Să-și trăiască viața și să o trăiesc din plin. Cu foarte multe neajunsuri, cu foarte multe neatenții din partea celor care îi înconjoară, cu foarte multe... Cu lipsă de iubire, pur și simplu. Da, dar nici... nu știu lipsă, pentru că ei au, la rândul lor, au niște găști așa de faine, au familie atât de frumoase și poate faptul că sunt în scaun cu rotile sau în orice dizabilitate, așa, asta așa a atras oamenii buni sau asta a tras căldura în cuibul lor și bunătatea și pentru că s-a trecut printr-un fel de experiență negativă sau s-a trecut prin dureri care te-a învățat să privești lumea altfel, să fii bucuros de fiecare clipă, să fii bucuros de fiecare zi, de ceea ce se întâmplă. Da, oamenii sunt diferiți, nu toți cei potriviți apar în calea noastră, dar eu cred că ceilalți trec pe alături. Exact cei care trebuie să apară, draga mea. Uite, tu ai purtat o dezamăgire în dragoste, așa? Da. Tu te gândeai că o să-ți întâlnești bărbatul care, de fapt, și tu spui că el este un nebun ca și tine? Da. Cum l-ai întâlnit? La o zi de naștere a unor moldoveni. Aha. De-a noștri, niște prieteni. Și el te-a văzut și a zis că asta este, da? Ionuț Dumitru. Că... Da. Suntem din prima zi împreună, ca să spunem, în 4 luni mi-a cerut mâna, în alte 4 luni am făcut cununie civilă și încă peste un an am făcut 2 nunți. Două nunți? Da, am făcut una la Suceava și una la Geamăna. Care a fost mai veselă? Zi drept. La Suceava. La Suceava. Da? Da. Nu, acum chiar m-ai supărat. Unde ai adunat cele mai multe pleduri? Că și pe ele ulterior pot fi donate, nu? La Geamăna s-a venit cu toate tradițiile, cu dezbrăcatul miresei. Da, cu... da, a fost, aha. Dar noi am avut și avem 2 perechi de nași. Mm-hmm. Și români și de ai da, noștri. Da, pentru că la Ionuț păstrează tradiția cu mai multe perechi cupluri de nași și atunci noi am ales 2, una să fie din partea mea și una din partea lui. Și nunta a fost organizată destul, adică mi-am impus, am făcut listă, mami, când dai față de masă, da, așa îmi dă plapuma ca să nu fie sau chiar o grămadă. Iar oaspeților le-am cerut să-mi aduc cărți de și jucării. Am crezut că seturi de cești de bărburii. Am donat copiilor. Puile, tu ai avut și 2 pierderi de sarcină. Așa? Da. A fost la... Nu știu, 3 deja. 3 deja? Da. Termin înaintat? Nu, e faza incipientală, dar... Dar de ce se întâmplă? Stai, o clipă, o să te întreb ceva, s-ar putea să te supere. Da. E cumva efectul bumerangului. Plătești pentru ceva prin aceste pierderi de sarcină? Nu. Nu le-am privit astfel. Le-am privit, cel puțin primele 2 am fost consultată în Germania și acolo doamna doctor de origine română îmi spunea că încă ești tânără și tot, tu ești bine, ești tânără. Deci sistemul reproductiv da, e... Da, o să reușești și ai să faci copii. Pe când apoi, iată, Ludmila mi-a făcut o programare aici în Moldova la o doamnă doctor ginecolog și mi-a zis că ea știa întotdeauna și așa și mi-a zis tu întotdeauna te ocupi de toți, dar n-ai grijă de tine. Eu ți-am făcut programarea, tu te duci și verifici. Și am fost la doamna doctor și doamna doctor în schimb a fost altă părere. Iată, medicii de pretutini sunt diferiți. Mi-a spus că din moment ce ai avut o pierdere, tu deja trebuie să cauți cauza. Nu să aștepți să aduni. Și... am urmat un tratament
doamna doctor îmi găsise endometrioză, cam asta fusese într-un diagnoscul. Într-un limbaj ca la cicilien, ce ar fi asta? Asta nici eu nu știu. Endometrioză, da. E ceva care nu permite unei sarcini să se dezvolte. Și atunci mi-a dat un tratament, am văzut că trec câteva luni și nu am niciun rezultat și am mai căutat un medic acolo în Germania. Cel din Germania mi-a dat alte consultații adăugătoare și mi-a oprit tratamentul. Și luna următoare am rămas însărcinată iarăși. Doamne, eu nu vreau și rezultatul, iată, rezultatul e Andra mea de astăzi. Dar am citit și m-am tot gândit ce, cum s-a primit și a ieșit că ăștia doi medici au lucrat la comun. Tratamentul de aici a fost foarte efectiv, iar faptul că domnul doctor de acolo l-a oprit, acela a stimulat faptul ca să rămână sărcinată. Deci ăștia doi oameni la un loc... E foarte trist, așa, e un moment atât de... E trist, mai ales când îți dorești copiii. Și când mai vezi, de exemplu, poate n-ar trebui să fac, nu-i cea mai reușită comparație. Când vezi că prin sate familii nevoiașe și cu părinții responsabili fac copilul unul după altul, iar tu te gândești... Tu te rugi, de fapt, pentru acest copil. Da. Dar toate se dau cu un scop, toate se dau la moment potrivit, nu știu. Eu mi-am acceptat asta, eu sunt foarte recunoscătoare acum, da, ne mai dorim un copilaș, dea Domnul, dar dacă și nu o să fie, eu sunt recunoscătoare și am spun mulțumesc lui Dumnezeu toată viața pentru copilul care l-am. Cumva, între tine și persoanele cu dizabilități care au beneficiat de suportul ăla, am cerut, se creează niște relații mai personale? Da, sunt, avem care, da, care ne mai întâlnim, care îmi vin de fiecare dată cu atenție pentru fetița mea, cu toate că mi-e așa o rușine, parcă tu îi ajuți pe ei, dar îi... Dacă nu dar știu. Din dar se face da, raiul, da, ei, nici nu știu. Ei sunt așa de minunați. Noi facem, am început să facem mai multe activități cu ei. Scoacem atelier de coacere de pască înainte de Paște. Și astea, într-un fel, nu erau necesare, dar erau necesare sufletului meu, cred, ca să mă întâlnesc cu dânșii. Să am motiv de a ne întâlni. Și vezi, eu te ascult și s-ar putea să fiu iară dură. Noi suntem egocentrici, suntem egoiști. Da. Noi suntem toți egoiști, așa-i? Indiferent pentru că noi avem foarte multe, dar noi nu ne dăm seama, nu vrem să și tot căutăm mai mult ăsta. Mai mult financiar, mai mulți oameni, mai mult să crești, mai mult să ai, mai mult să devii. Când el totul vine și pleacă, iată așa. Viața asta e ca o clipă. Și suntem egoiști de a nu împărți ceea ce avem noi cu alții, care nu au. Și asta cu fie și material, dar fie și timpul nostru. Cred că timpul este cel mai prețios lucru pe care îl putem oferi cuiva. Uite, eu nu o cunosc pe Andreea Marin. Știu că va fi prezentă și în acest an la Frumusețea Fără Limită. A aflat un eveniment aflat la a treia ediție. Da. Da. Și este un eveniment cu o tentă foarte personală pentru toate persoanele cu dizabilități din țara noastră. Ce presupune? Va fi un defileu? Ce va fi? Frumusețea Fără Limită este... Când un va avea fashion loc, show unde? 28 septembrie, da. Ora 17 la Radisson Blu. Sunt mândră de acest eveniment, sincer, pentru că a pornit dintr-o nebunie, însă organizarea lui e foarte nevoioasă și e foarte multă muncă în spate. Dar sunt foarte mândră de cum găsesc persoanele care participă la acest eveniment, anume persoanele cu dizabilități. Defilează, ele sunt modele? Da, sunt modele, sunt îmbrăcate de designerii noștri autohtoni și super. Sunt pregătite de persoane, coafiori și make-up artiști care vin voluntar și îi ajută, îi fac din cenușăre și prințese și din cercetori prinți, ca să zicem așa, și ei, ei sunt oricum mulțumiți cum sunt ei, adică ei sunt fericiți, ei mulțumesc pentru fiecare zi pe care o trăiesc și atunci când îi vezi că au parcă așa o rumeană le apare pe obrăjor, un roșu, pentru că ei nu sunt obișnuiți să vadă Atâtea lumini, atâtea da, aplauze, atâtea priviri, da, atât că toată lumea în seara aceea e seara lor și asta mie îmi trezește personal o mândrie enormă. Să-i văd acolo strălucind. Este un eveniment de binefacere. Biletele se vând. Biletele se vând. Inițial, primele două ediții era pentru... visam eu și visez încă la un sediu al Fundației Mcerity care să ne ajute
să mărim, lărgim spectrul de activități și de servicii pe care să le oferim persoanelor aflate în nevoi. Doar că acest eveniment colosal implică și foarte multe cheltuieli. Și atunci, din păcate, primii 2 ani, nici n-am putut acoperi măcar cheltuielile, nici din vânzarea biletelor împreună cu sponsorii la pachet care vin. Nu vreau să jelesc banii sau nu vreau să fac un eveniment doar să fie de ochii publici, ca să nu zic că n-am organizat. Întotdeauna am încercat să ne iatăm fiecare an să-l devenim mai mare și mai frumos, anume pentru mai ei, pentru că ei merită. De ce o inviți anume pe Andreea Marin? Că eu am văzut-o prezentă la mai multe evenimente caritabile și mai multe persoane care fac caritate la noi se leagă nu știu cum de numele ei. Ea este show, da, este implicată. Este o ambasadoare cumva? Sau? Este ambasadoarea UNICEF-ului în România, dar eu cred că e construcția aceea mentală, că e zâna bună, zâna cea bună, da. Zâna surprizelor, cum era. Eu admiram foarte mult și pe urmă am început să privesc activitatea și să o văd într-adevăr cum se implică în diferite activități sociale. Și de aici, anul trecut am îndrăznit chiar să o chem, pentru că mă gândeam că... A solicitat vreo sumă de bani pentru prezență? Da, da. Ne spui și cât? Nu. Mult? Nu, atât. A făcut o reducere pentru activități. Am înțeles că în altele sunt. Pe gânduri, deși cum ar putea să meargă la toate evenimentele, da, nu știu. Da. Pentru că are un nume, pentru că atrage persoane în jurul ei. Anul trecut noi am făcut un joc de întrebări cu persoanele care au venit și majoritatea a venit să, cred că, de jumătate. Da, da. Și atunci e un fel și de a motiva lumea să vină, căci încă rolul acestui eveniment încă nu și-a atins, nu este atins complet, pentru că este destinat persoanelor normale, sănătoase. Câte persoane cu dizabilități sunt implicate? 15 persoane. 15. Tu, da, le alegi? Nu. Faci un casting sau cum? Nu. Fără casting, pentru că primul venit... Primul servit. Da. În primii 2 ani am ales din fundație și de la Asociația Motivație. Am rugat să ne ajute, pentru că au mai multe persoane cu dizabilități, de fapt, în jurul lor e construită asociația. Iar anul acesta, pentru că îmi scrisese cineva anul trecut, exact a doua zi după eveniment, că vreau să particip planul. Și eram, Doamne, dar eu încă ieșit din evenimentul ăsta, să mă mai gândesc că cel de la anul, lăsat să mă strec de asta. Și am zis că reveniți pe 1 ianuarie. Reveniți în ianuarie, că atunci o să începem înscrierile. Și doamna... Stai o clipă, că asta e o... De ianuarie, doamna mi-a scris, eu am revenit. Sincer, așa am reacționat și eu și atunci mi-am dat seama că ok, dacă doamna a venit la înscriere și am lansat o campanie de înscriere. Și am ăsta, avem 15 persoane care vor s-au înscris. Artiști, concert, va cânta cineva. Da, va... da. Aceste 15 persoane cu dizabilități sunt însoțite de 15 persoane notori din diferite categorii care însoțesc pe podium. Mm-hmm. Anume pentru a ajuta să pășească sub lumina reflectoarelor și într-un fel de a consolida încrederea în ei și de faptul că nu sunt siguri acolo. Este o experiență uluitoare pentru ei și este prea mult ca să o ducă cumva singur și de aceea vin la pachet cu o echipă, adică ei formează un Tatiana, cuplu, formează... Vreau să te întreb ceva, o întrebare care mi-o pun eu. Există persoane cu dizabilități foarte, foarte obraznice. Tu ai întâlnit? Cum le pui la punct? Ușor! Ușor! Da! Nu stau să menajez, dacă sincer, pentru că atunci când sunt scuipată sau se scuipă în munca oamenilor sau în bunătatea lor, atunci nu menajez pe nimeni. Dar nici nu stau mult la taclale. Omul obraznic se vede, îl cunoști din vreo două fraze. Și atunci pur și simplu îi refuz și îi spun că... De ce m-am bucurat? Pentru că mi-ai răspuns că tu nu ești fata care e întotdeauna bună. Nu. Tu ai momente în care ești foarte rea? Sunt rea cu cei răi. Așa. Iar cu cei buni sunt până de mâncat. Cum ești rea? Ce faci? Sunt răzbunătoare, dacă sincer. Nu, dar și deci de gheață, cumva... de gheață. Dacă, nu, eu am fost bună sau eu am oferit cât
pot sau știu eu, sau poate uneori chiar prea mult, dar dacă tu ai mers peste mine sau peste cei dragi mii, pentru că eu de obicei sunt o persoană cu simț al dreptății și nu-mi place când cineva e neglijat sau, și atâta timp dacă eu pot să-l apăr sau dacă e în puterea mea de a mă al proteja pe cineva, de a fi alături de cineva, atunci am să o fac, indiferent cine este pentru mine. Și când se întâmplă asta, întotdeauna sunt destul de rea, ca să spun. Și dacă eu ți-am dat totul și am vrut să fiu om și tu mi-ai călcat pe bunătate, atunci deci stai o clipă. Eu mă întorc, îți zic vreo două, mă întorc și plec și niciodată tu nu mai revii. Deci nu mai întorci obrazul drept? Nu. Nu. Nu, că nu am timp de a întoarce obrazul. Prefer timpul ăsta să-l acord persoanei care merită. Eu să stau și mă gândesc, te ascult și mă gândesc, tu ești o persoană care răzbunătoare, ai spus, dar felul ăsta tău de a fi... Indiferența, cel mai mare răzbunare care poți să dai unui om cu care i-ai oferit totul, îi să lipsești de totul ăsta și anume indiferența. Știi ce am observat? Un fenomen foarte ciudat și îl știi toată lumea. Ai făcut unui om bine de 3 ori, a 4-a oară n-ai mai putut și ești trimis în oala cu toate... Da, am mai pățit și așa, da. Dar îți spun că acum deja toate lucrurile astea pe mine mă lasă așa mai rece. Eu nu mai am timp de ele și nici nu vreau să mă mai consum cu astea. S-a întâmplat, trec peste, învăț ceva și pa, am încheiat capitolul cu tine și merg mai departe pentru că am alți oameni care merită atenția mea, care merită bunătatea mea, care merită prezența sau timpul meu. În și atunci schimb, nu tu stau. Ai timp să fii foarte vizibilă. Îți place această ipostază de a fi în vizorul lumii sau e nevoie de asta? E nevoie mai degrabă pentru a atrage atenția asupra fundației. Și deci anume tu ești imaginea care... fundației. În momentul în care tu ai venit la mine la televiziune și ai spus, domnule, eu mă răzbun, s-ar putea lumea să se gândească înainte de a-ți bate la ușă cu donații sau nu? Nu, pentru sinceritatea că nu vine asta, vorba. O clipă. Tu trebuia să vii cu un zâmbet fals, zici, domnule, sunt zâna cea bună. Nu sunt zâna cea bună și nu pretind să fiu zâna cea bună. Eu sunt un om real și care, da, fac greșeli, spun prostii. Nu, bine, nu la mine sunt... la televiziune, la televiziunea noastră, Andrei. Eu sunt reală cu oamenii reali și nu sunt fățarnică. Niciodată n-am să îmbrac o mască doar pentru a... Nu îmbraci o mască, dar poți dezbraca cămașa de pe tine să o dai unui om? Da. Tot asta trebuie să-mi spui. Da. Să eu să te cred. Spune-mi așa ca să te cred. O poți dezbraca, dar pentru cel care merită. Dar cine merită, tu decizi. Da. Pentru că îl cunosc. Se cunosc oamenii. Și se cunosc și intențiile lor. Și câteodată, da, la cât e mare și tare te-ai dădea, poate cunoști oamenii, oricum o să cazi în capcana cuiva. Dar nu sunt așa de mulți, nu știu. Îi selectează Dumnezeu, îi selectează viața asta. Ei. Cumva... Draga mea, tu ai o avere? Nu. 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 N-ai o mașină? Am o mașină. De lux? Am o casă părinților. Ai o mașină de lux? Așa, simplă. Da. Bijuterii, colecții? Eu anul trecut de-abia mi-am luat permisul. Colecții de bijuterii ai? Nu. Care e salariul tău la fundație? 6.000 de lei. 6.000 de lei? Da. Tu cu 6.000 de lei trăiești tu și familia ta? Nu, 6.000 de lei mai degrabă erau biletele mele de avion. Eu am muncit și în Germania, soțul meu întotdeauna, noi suntem o familie de muncitori și noi... Fundația a venit ca o necesitate sufletească a mea mai degrabă. Dar în geamăna se crede că tu ești putră de bogată, nu? Nu știu ce se crede în geamăna. N-ai făcut un sondaj? Nu, și nici n-am venit să fac. Noi am sunat și am zis că da, asta e bogătașa satului. Nu. Noi o așteptăm să vină să candideze pentru funcție de primar, că drumurile nu sunt prea bune acolo. Impozite, 100 și ceva de lei. Stai, Iulia, că fundația plătește impozite la stat sau nu? Voi sunteți luați la carandaș sau nu? Sau voi sunteți scutiți de impozite? Nu. Noi avem o evidență. La o dată, la 3 luni, se dă evidența la fisc și la toate astea. Salariile, impozitele reținute din salarii, asigurări medicale, toate astea. Nu este. Dare anuală o avem. Nu suntem scutiți și nici nu vreau. Pentru că asta e pentru... Și avem o echipă de contabili foarte buni. Jurist al fundației, m-am asigurat să am din timp pentru greșelile. Care este rulajul anual?
de donații, nu știi. Nu știu, este diferit. Suntem în creștere, suntem în creștere, pentru că și cazurile sunt mai multe, dar nu știu, niciodată n-am socotit câte cazuri au fost bine, câte nu, câți bani s-au adunat, câți nu s-au... Da, ba, nu iubești să fii... A, da, ai patru contabili, ce ai tu timp să stai nu, sunt patru, Nu, cât de mult contează insistența pe final de emisiune, să trebuie cât de mult contează insistența în ceea ce faci tu. Este bună, pentru că dacă noi insista, așa nume cum suntem noi, cu postări și cu rugăminți și cu așa, nu am obține, poate, rezultatele care le avem. Uneori, ca să ceri ajutorul, trebuie să fii insistent. Nu, uneori, trebuie să ai curaj. Trebuie să ai curaj. Trebuie să ai curaj, da, într-adevăr, da, trebuie să ai curaj. Da, pentru că la noi încă este stereotipul ăsta de a-ți fi rușine să ceri ajutor. Mie nu mi-e rușine. Și câteodată... Eu am zis că cere ajutor oamenii, chiar astăzi vorbeam cu un nou beneficiar și ea spunea că nu, parcă s-au descurcat, n-au vrut niciodată să ceară ajutor, de fapt asta e o poveste comună la toți. Și am zis că acei oameni care cer ajutor, aceia sunt cei mai puternici, pentru că tu să recunoști că ai nevoie de ajutor, aici îți trebuie caracter. Eu îți mulțumesc tare mult pentru prezență, vreau pe final de emisiune să-mi dai un hashtag următorul invitat. Cristina Mastac Comerzan. Vreau să-mi recomand pe Cristina, Cristina Mastac Comerzan. De la Motivație? Nu, nu, nu. Nu. Deci nu. E tot o doamnă din domeniul carității, da? Da, da. Uh-huh. Îți mulțumesc Ască tare mult. Știi ce spunea, dragi prieteni, invitata mea de azi, frumoasa Tatiana Rusu de la Geamănă, că e putre de bogată, așa cred oamenii din Geamănă. Directoarea Fundației MCR te spunea așa, că astăzi visează la o lume fără durere. Aș vrea să nu mai am pe cine ajuta. Pentru că toți sunt bine, eu sunt Ileana Rusu. Eu nu cred că eu aș putea să fac vreodată caritate. De fapt, eu tot timpul stau aici și mă critic, mă, eu sunt un om tare, tare bun, veniți la mine, pentru că eu o să încep să iubesc pe toți. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Pe 28 septembrie ne vedem la Radisson Blue. Frumusețe fără limite, ediția 3. Frumusețea chiar nu are limite. Uitați-vă la noi. Să auzim de bine. Sănătate.